trecut sărbătoarea și putem să privim mai detașați la Paștele lor, începem cu președintele Băsescu, cel care a vizitat Bucovina și a efectuat riguros câteva băi televizate de mulțime, numai bune pentru a repara popularitatea aflată în scădere. Oricând vii la Voroneț, parcă îl redescoperi, știi? Iar faptul că s-au terminat lucrurile de restaurare la interior, îl pune în valoare așa cum este. De la Bucovina, cea frumoasă și roșie în obraj, președintele s-a deplasat pe mai multe cărări spre Constanța, unde a spus prezent la concertele lui Bregovici și Gheorghe Zamfir. Bregovici e interesant, dar să știți că e mai bun Zamfir. În timpul ăsta, premierul Boc s-a dus și el la Cluj pentru a petrece sărbătorile cu familia lui. Din nefericire nu s-a lăsat și iar a intrat în politică, de asta dată cu ouă roșii cu tot. Să mereși eu unul mai frumos, trebuie să mereși eu unul rosu, care rosu, să fie, mai nu știu, noapte de portocaliu, măcar așa să fie. Uite, asta sper să fie bun. Ia să vedem cu domnișoara, uite, pe Hristos a înviat. Am pierdut, trebuie să mă batem, să mă ajustăm acum, ia să vedem. Hai să vedem cu PSD-ul ce face, hai să vedem cu PSD-ul ce facem aici, cu PSD-ul ce facem. Opa, are probleme. Revenim la malul mării, la ea, doar la ea, Helena Nuții Udrea, care s-a enervat tare și și-a pus în cap să înceapă sezonul estival de Paște. Zis și făcut. Cu Niscai va concerte, o ie și o bicicletă și cu straița bucovinană agățată pe omăr, diversiunea e gata. Cu așa ministru hotărât, sezonul n-avea cum să nu înceapă în aprilie. Hai că la promovarea turismului am înțeles că se pricepe. Dar să o vedem pe tanti Nuții biciclistă, nu ne aștepta. E mult mai ușor să vezi litoralul pe bicicletă decât pe jos. Și am făcut și puțin sport. Și s-a mai întâmplat pe bicicletă de 25 de ani. Da, constat că n-am uitat. După cum puteți urmări, port o ie din Ardeal, o traistă din Bucovina și un sutien din Muntenia. Ni-l puteți arăta? Când o să fii președinte, dragă. De asemenea, în traistă mai am cheile de la un iaht din Delta, nu știu cum au ajuns la mine, și un telefon fabricat la fabrica de telefoane din Cluj. Vorbesc cu Băse. Alte întrebări mai ai? Dar sutienul... Când o să candidez la prezidențiale? Alte întrebări mai ai? De ce atât de multe lucruri? M-au rugat niște prieteni de-ai mei de la PDL, Baron de Bucovina, Cluj, mă rog, zone turistice. Alte întrebări mai ai? Cu bicicleta, ce e cu bicicleta? Este o bicicletă turistică, parcată special, se poate parca cu ușurință în viitoarele parcări Dali. Vreți să vă arăt cum funcționează? Mai bine ne arăta sutienul. Unde bă și cu mână! Bă, pasărică blondă! Ce faci, mă? Ai grijă pe unde... Nuți, tu ești fată, ce faci? Bă, să nu-i nimic, doar încerc să atrag turiștii străini. Naia! Unde, bă? Dar și haine frumusețe! Wow, un turist străin, ce ți-am spus? Mai ales că acum avem o nouă siglă. România, the land of choice, adică țara alegerilor. România? Oh, mein Gott, am crezut că suntem în Bulgaria. Nein, eu aleg să fug, schnell. Băi, nu ți-ți mulțumesc pentru sloganul ăsta, nu, din anul electoral, dar nu e complet. Ca să înțeleagă lumea ce trebuie să voteze, adică pe mine trebuia să fie Romania, the land of Băsescu's choice. Băse, câtă dreptate ai! Auzi, hai cu mine să-mi arăt sutienul. Când tot românul își făcea aprovizionarea, ospiciul pentru protecția consumatorului, împreună cu tembeliziunile, s-au pornit să facă niște controle. Din nefericire, au dat exact peste cine nu trebuia. O patroneasă nervoasă, cu mulți mușchi pe mână și cu papa expirată în galantar, și-a pus mâinile prima oară în șold și apoi în gâtul cameramanilor. Ei bine, așa vă trebuie, stimați ziariști, dacă puneți botul la toate controlele OPC-ului și faceți reclamă gratis inspectorilor care sunt corecți numai când camera este aprinsă, că reștim cu toții ce foc și pară în vârf. Dă-mă treaba, 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 dă-
Sidai și luptă și sparge capul ziaristului care a îndrăznit să filmeze termenul de valabilitate expirat. King Kongo, ce ești? Aia ești afară, că n-aveți voie să filmezi. Mă, trăs-o, asta e ce... Da, auzi, a zburat ăla despre mine, eram cu aparatul. Așa, ia să vedem ce ai citat ea în reclamație. Tu te urmăți în data de ea, în bursă. Te scris mai aici în reclamație și ai zis că nu, nu văd am ochelari la mine. Păi și aia? Păi ăștia sunt pentru fața de intelectual, băi. Hai, deci? Deci am intrat în hala Obor și o patroană m-a pocnit cu lada în cap. Na, nu așa, mă. Băi, în primul rând, ce ați căutat la Obor? Păi ce să caut? Am fost cu aia de la Protecția Consumatorului și o patroană m-a pocnit exact... Stai, nu vă mai astâmpărați, mă, filmări, pe... Ai văzut ce au pățit aia din Moldova? Păi vezi, tot timpul să filmați voi tot, n-am văzut așa ceva, bă, mai lasă, că eu vorbesc aici. Filmam și patroana a venit și m-a pocnit exact în... Bă, dar lasă-mă, frate, cu patroana, dai tot timpul cu patroana asta, mă, tot frici aici la cap, patroana care... E o fată drăguță, cum se cade și... Uite, ne-a trimis mezelurile astea, nu servești? Aoleu, nu, patroana v-a trimis carnea asta? Dar ce dacă nu i-a trimis? Sunt foarte băie. Mamă, ce rău m-a luat! Aoleu, eu am luat-o la din cap, dar matale ai făcut o toxinfecție pe cinste. Auzi cum se cade. Ia-ți declarația și scrie-o singur. Auzi, dar cum se scrie toxinfecție, mă, cuz? Că mă doare și capul acum. Ce, îmi pare rău să vă anunț, dar a greșit orchestra, maestre. Păi, da, normal greșește orchestra, normal că greșește orchestra, fiindcă eu nu sunt în orchestră, da? Fiindcă s-au redus posturile la ProTV, acum s-au comasat toate și știi ce eram înainte? Eram cărător de cărți la omul care aduce cartea. Acum știi ce sunt? Chitarist? Și asta, și chitarist sunt. Dar pe același salariu sunt și cobai la ce se întâmplă, doctore. Sunt păcălici la Jugaru Jmenaru, tratez timpanii la Olala, sunt prompterit la știrile ProTV și sunt și portare la bufte. Păi, dar cu tine ce e? Păi ce să fie și cu mine? Nimic, eu eram liftier, machior și eram și șofer la sediul central și s-a îmbolnăvit o veveriță și m-au trimis pe mine în loc să cânt la măruță. E criză, frate, e criză! Da. Nu vă mai plângeți, vă rog frumos, că la noi e și mai rău. A ajuns Oana să fie prezentă peste tot, de la vedete în figuri la cireașa de pe tort până la curonică, să știi. Oana, te-au sunat aici. Șefii? Te-au sunat șefii? Și că o să fii și ispită la Ernest, pe cuvântul meu, dacă te mii, deci... Și o să mărească salariul? Da, sigur că ți-l măresc, dar îl împart la doi și ți-l dau în două luni consecutive. E bine și așa. Și dacă nu se tunde băiatul care urmează, pregătește-te să fii hrubarul, hai! Nu, lasă-mă în pace, du-te de aici, să-l ia și pe el. Ca să vezi ce a putut să facă Mircea Zolcanu la naiba, uite-te acum la o secvență dintr-o telenovelă de pe acasă. Oh, Esmeralda, vreau să-ți spun ceva. Oh, Antonio, mi-a mor îmi va spune în acest moment că mă iubește. Spune-mi, Antonio! Ah, Esmeralda, pentru că producătorii serialului nostru Sirop Opera au observat că numărul celor cu inclinații este în creștere, m-am decis să spun că te părăsesc. Dar pe cine iubești? Poate cine mă iubește? Pe mine, în puii mei, ce să zic? Tu ești doar o femeie! Hai cu mine, purcelușul meu drăguț, Antonio! Hai. Oh, Fernando, du-mă la rotisorul tău! Iubitule! Extraordinar, ce s-au schimbat vremurile, oameni buni! S-au schimbat, să știi. De-aia nu mă uit la telenovele, ci la motociclete. Lovitură de teatru în cazul lui Gigi. Vadim, dușmanul de moarte, l-a pus pe liste la europarlamentari, dar Gigi a reușit cu cohorta de avocați din dotare să se elibereze din arestul preventiv pe motiv că 2 săptămâni a reprezentat un real pericol public.
După acest termen, n-a mai reprezentat un pericol public. Hai, da de! Plecat Glonț la biserică să se mai martirizeze. Puțin, Jiji e pe cai mari încă de la eliberare. Îmi pierduse speranțe și la un moment dat mi-a venit în cap vorbele Domnului Hristos. De ce te îndoiești de mine, necredinciosule? Mă gândeam că trupul meu luase împărtășania curată, un trup de 2 săptămâni în curățenie și mi-am pus încredere în Dumnezeu. Și isteria televizată nu se oprește aici. Televiziunile transmit frenetic din toate unghiurile epopeea războinicului. Așa că vă e milă? Așa că v-ați mulț o lacrimă? Priviți bine! Este același individ care a scuipat, a înjurat, a calomniat, a bruscat femei, a închis, a sechestrat, l-a denigrat pe Hagi și a bătut joc de echipa voastră favorită sau a făcut mișto pe partea economică de toată lumea. Apropo de asta cu partea economică, acum Jiji le este recunoscător ziariștilor. Aș vrea să mulțumesc trustului de presă și presă în general și în general trustului lui Vântu și al lui Camele și doamn Voiculescu, pentru că vă spun sincer, nu e nicio demagogie, în momentul când ești aici și când ai suferința pe care o duci, când ai am simțit-o alinare a suferinței mele, când presa și mai ales aceste trusturi de presă al lui Voiculescu și al lui Vântu mi-au luat apărarea. Le mulțumesc încă o dată. A urmat emisiuni în direct din Pipera, noul Mesia eliberat în Vinerea Mare. Probabil și-au făcut și ei ambițiile și eu, dacă eram ca ei, poate făceam la fel, pentru că am jignit. Dar eu vreau să spun că am uitat totul, nu mă mai interesează CEDO, nu mă mai interesează CSM, nu mă mai interesează nimica. Singurul meu scop era libertatea. Sunt în libertate și nu vreau să mă judec pe nimeni, nu mai vreau să vorbesc urât de nimeni. Să ne fie rușine că acceptăm așa o mascaradă, să ne fie rușine că justiția a devenit un banc prost în țara asta, să ne fie rușine că închidem ochii și tolerăm asemenea personaje și asemenea televiziuni. Rușine, rușine, rușine. După astfel de imagini, nouă, cârcotașilor, ne e rușine mare că în pașaportul nostru scrie același lucru ca în pașaportul oamenilor josnici care au făcut posibil acest spectacol. Tu! Deci, atac prima dată Polonia, înaintez repede, repede și au Cehoslovacia, Parisul, Belgia. Doamne, cât o să am de lucru în Parlamentul European. Ah, ce m-a curentat! Să-l mai las să sune de 2-3 ori, că-mi place. Alo? Alo? Băi, Vadime, Pahalero, nu mai răspuns odată. Te-ai încurcat în mâneci. Ce faci, băi, nebunule, băi? Daia m-a curentat că a sunat maimuța. Gigi, ce bine îmi pare că te aud. Ce ai mai făcut, dragul meu? Țaca-paca, Vadime, mă rugăciuni, cazinouri, sechestrări, acatiste, mărunțișuri de-astea. Vezi ce bine e în libertate? Îți spun eu, care sunt maestru la sărit gardul, din fugă îl sar, mă sui pe bolcaș și pac liber pe partea cealaltă a gardului, de la Bălăceanca. Auzi, Dreanțu, te-am sunat să-ți mulțumesc că m-ai sprijinit să ies și ascultă la mine că sunt om de cuvânt. Dacă vreodată o să ai nevoie să-ți recuperezi mașina, de ce sună-mă, că eu nu sunt pericol public, dar plătesc niște băieți pericol, nene. Dar mi s-a urcat jumatea ilaltă de sânge stricat la cap. Păi bine, măi, Gigi! Tu nu știi că mie, dacă îmi dispare mașina, n-am nicio problemă? Suni imediat și vine alta! Unde sunt tu, bă, recuperator? La salvare sunt! Care ești tu, recuperator? Gata, lasă-mă, Gigi, că-mi vine inspirația literară! Hai, pa! Waterloo! Waterloo! Cine mi-a umplut manuscrisele de spume, bolcașe, medicamente?